Vizita la Giurgiu a conducerii centrale a PPDD a născut și reacții chiar la vârful organizației Violet. Astfel, secretarul general al partidului, Liviu Neagu, chiar în cadrul întâlnirii cu liderii PPD la Giurgiu, și-a arătat nemulțumirea față de atitudinea primarului Nicolae Barbu, care nu a fost de acord ca această întâlnire să se desfășoare într-un spațiu mai mare decât sediul partidului. Este vorba despre Ateneul Nicolae Bălănescu, în care deputatul Liliana Ciobanu a dorit să adune cât mai mulți membri la întâlnirea cu cei de la București. Doamna președintă, doamna deputată Liliana Ciobanu a solicitat un spațiu unde să ne putem și noi desfășura activitate politică într-un cadru decent, s-a lovit de refuzul primarului. Deși în cadrul întâlnirii cu mai marii de la București, viceprimarul Alexandru Vladu nu a comentat pe tema locației în care a avut loc întâlnirea, primarul Nicolae Barbu nu s-a putut abține. S-a purtat o discuție, așa că s-ar dori pe persoană fizică domnul Vladu să închirieze sala. Și la vremea respectivă le-am spus, mi-au comunicat și am spus să spună scopul. Neșansa lor a fost că, jucându-mă în lungile seri răcoroase de acolo, din Sfântul Munte, liniștite, și am văzut că au declarat, au ieșit repede pe presă, că vor organiza întâlnirea la Nicolae Bălănescu. Dacă evenimentele ce se vor desfășura pe viitor la Ateneul Nicolae Bălănescu vor fi doar culturale, vom vedea. Cert este că edilul Nicolae Barbu a spus că se pot face și compromisuri.